aproape născut pe platoul de filmare, iei microbul. Mă fascina faptul că o echipă întreagă era la mâna lui tata. De aici mi s-a și trezit acest interes pentru cinema. Pentru mine, cinema este fix un drog. Clar, îți creează o dependență. Nu iau droguri, dar fac cinema. Cred că în momentul ăsta, steaua filmului românesc e pe cer, începe să fie vizibilă, adică încep să se risipească norii. Una este când urmărești o poveste de-a ta, cu vorbele tale, în limba română, cu oameni și situații pe care le simți și sunt ale tale. Sunt niște personaje pe care ei poate le agrează, sunt apropiați de ei și vreau să-i fac să și râdă, dar vreau să-i fac să și gândească la anumite teme care sunt destul de grele, dar nu le putem introduce decât prin comedie. Cam asta a fost și pariul meu. Salutare cinefane, așa cum vă spun de fiecare dată, bun găsit la Cinefan Podcast, Cristi Dumitrescu și Emanuel Lăzărescu alături de voi în această seară de vineri, în care avem un invitat cu care ne-am mai întâlnit la un moment dat în viața asta și o să las pe Emanuel să vă spună mai multe pentru că de-aia îl plătim. Pe 24 octombrie 2004, la emisiunea pe care o făceam împreună cu Cristi Dumitrescu, spuneam bun găsit unui regizor tânăr, aflat la debut. Discutam atunci despre filmul său Milionar de Weekend, care ne-a plăcut foarte mult. Acum, la fix 19 ani și o lună, fix, îl salutăm din nou, de data asta din studioul Cinefan Podcast. Este vorba de un cineast ce duce mai departe visul tatălui său, un vis de a face oamenii să râdă și să aduce bună dispoziție în sălile de cinema. Bun venit, Cătălin Saizescu! Bine te-am regăsit! Bine v-am regăsit, exact, mi-ai luat cuvintele. Suntem neschimbați toți trei. Da, clar, cu câteva zeci de kg în plus, dar... 19 ani și o lună. Da, incredibil. Avem și o amintire de atunci, nu dacă ați mai aduce aminte. Aveam un carnețel în care invitații ne scriau așa, niște amintiri și niște cuvinte după emisiune. Am să te las să te uiți tu, să citești ce ne-ai scris atunci. Dacă ți înțelegi scrisul. Super băieți, cunoscători îndale cinemaului și cu aceleași gusturi, mai mult sau mai puțin, ca mine. Mersi. Semnătura mea, cred că 24.10.2004. Da, foarte tare. Ai văzut? Avem dovada. Da, cu siguranță m-ați luat prin surprindere, uitasem că v-am scris. Dar uite că avem aici documentul. Verbam volant, scripta amanet. Amanet, exact. 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 Și mai mult decât atât. Așa. Tot acum 19 ani și o lună, tot atunci, după emisiune, s-a mai întâmplat ceva. Ah, ok, nu știam pentru de ce trebuie să facem poza asta. Bun. Apropo de că nu ne-am schimbat deloc. Iată. Da, bine. Da. Cred că plouă la noi. Cred că și 19 kg. 19 și 19 kg. Și la mine, stai liniștit. Bravo, da. Uai, ce tare, incredibil. E poza, da. Trebuie să o arăți acolo, la cameră. Direct. Da? Noi suntem. Okay, singura diferență e că pe vremea aveai fest. Două și cu Da. Before and after. E rămâne la tine, este poza ta. Mersi. Da, acum trecem la tine. Trecem la tine, da. Cum a ajuns Cătălin Saizescu pe scaunul ăsta? În ăștia 19 ani și... Ai uitat, mi-a dat telefonul. Mi-a dat telefonul, mă, trebuia să fiu mai devreme, între timp am mai avut un interviu și până la urmă. Da. De fapt, cum ai ajuns în lumea filmului? Ok. Da, acolo ca... era și greu, acum, sincer vorbind, pentru că aproape născut pe platoul de filmare, iei microbul, știi? Unii îl iau din spitale, eu l-am luat în artă. Să vorbim și despre spital. Și, da. Și nu e un microb rău, da, în general, dar ce clar este că îți creează o dependență chestia asta și e ca un soi de drog. Pentru mine, cinema și ideea de a face film este fix un drog.
nu iau droguri, dar fac cinema. Da, și dacă ai bani, e un vis frumos. Dacă n-ai bani, e un coșmar. Ca la droguri. Da. Da, exact. Exact. E o paralelă interesantă. Da, și exact ca la droguri, e și greu să procuri banii pentru film. Mai ales când ai subiecte mai dificile. La visul a funcționat. A funcționat și pentru faptul că este o comedie. Au început să vină banii mai târziu, de-aia și... faptul că noi am câștigat, spun noi, pentru că mă gândesc la proiect în sine. La toată echipa. La toată echipa și inclusiv la scenarist, la Gabriel Gheorghe. Am câștigat concursul de proiecte al CNC-ului în 2019, pentru că în 2018, când aveam eu premiera la Scurt Circuit, filmul de dinainte, la Pitești, atunci l-am și cunoscut pe scenarist, pe Gabriel Gheorghe. Și depânând diverse posibile subiecte de pentru film? Următorul film, am picat pe asta care se inspiră din întâmplări reale, e povestea lui, cum a fost el trimis de la teatru la penitenciar, la penitenciar să înființeze un club de teatru, să pună o piesă cu deținuții ca să ajungă în festivalul de teatru de penitenciar Descătușare prin cultură. Da. Și a reușit atunci? N-a reușit să o ducă până la capăt, a fost acolo, a lucrat cu ei. O parte din film este ficțiune, e doar inspirat din întâmplări reale, nu este realitatea 100%, pentru că omul, din ce mi-a spus, n-a rezistat chiar până la capăt. Nu e un lucru ușor, aș putea spune chiar dificil. Mi-aduc aminte, pentru că acum sunt oarecum precum autopsierul ăla care s-a obișnuit cu cadavrele și nu-l mai surprinde nimic, e imun, poate să mănânce chiar pe, masa de disecție, știi? Cam așa suntem și noi acum cu penitenciarul. Și apropo de chestia asta, cred că ar fi un lucru bun să se facă pentru școala altfel, vizite cu copiii, mai ales cu adolescenți, să vadă o închisoare. Nu cred că vrei să mai faci nimic rău după aia și vrei să stai în banca ta și să faci lucrurile corect, pentru că dacă vezi cum e acolo, nu zic că nu sunt, mai ales acum, în ultima vreme, chiar sunt condiții mai bune de trai pentru oamenii din interior, dar în sine sentimentul ăsta de privare, de libertate, este ceva de care nu-ți poți da seama decât în momentul în care ajungi acolo. Bine, acum depinde și de deținuți, că sunt unii care au avut și televizor color mai mare decât aveau în realitate. Și, da, mă rog, ok, sunt foarte multe chestii pe, de genul ăsta. Vorbim de personalități, nu de deținuți. Da, bineînțeles. Dar chiar și așa, simplu fapt de a fi privat de libertate este o pedeapsă îngrozitor de grea și crede-mă, pentru că eu ca regizor încerc să mă transpun psihic în mintea personajelor sau a celui cu care stau de vorbă și îmi povestește ceva. Ca un exercițiu psihologic, să-i zic așa. Și în momentul în care intri în creierul celuilalt și ești conștient de faptul că ești privat de libertate, indiferent câte televizoare color ai avea sau câte lucruri ți s-ar pune la dispoziție, simplu fapt că știi că nu vei putea pleca de acolo pentru că cineva te ține acolo închis, este îngrozitor și nu i-aș dori nimănui. Da. Vreau să ne întoarcem puțin la începuturi. Așa. Și să o luăm la început. Te tragi dintr-o familie de cineași, da? Adică Geo cel puțin, tatăl tău, regizor cunoscut. Mama era cu Vioara. Da, profesoară de vioară, director. Ai fi putut să iei microbul ăsta cu muzica? N-a mers. Director de școală de muzică, m-au chinuit cu pianul când eram mic. Cred că am făcut 7 ani de zile și am schimbat vreo 15 profesori de pian, vorbesc. Și ajunsesem să îmi înregistrez pe un casetofon, aveam un casetofon Akai, țin minte și acum, cu care îmi înregistram exercițiile Hanon, da? Astea sunt niște chestii pe care treci, da. Deci, da, foarte drăguț. Între timp,
pe geamul care dădea spre curtea interioară, restul copiilor din bloc jucau fotbal, mama, și se auzeau garajele alea când trăgeau câte o minge de fotbal, bum, și eu trăiam, și ce am făcut? Am luat castofonul ăsta și la un moment dat mi-am înregistrat, că erau, practic trebuia, tu făceai niște exerciții tocmai pentru dexteritate, da? Și atunci, practic, tu cântai de fiecare dată același lucru. Dacă eu înregistram 10 minute așa, putem să le punem în buclă, înțelegi? Și eu, și eu stăteam pe geam, mă uitam la ăștia, comentam, bagă, te-ai în stânga, bagă, dreapta, vezi, vine ăla, nu știu ce. La etajul 3, îți dai seama. Și singura nasoleală pe care am făcut-o a fost că la unul dintre exerciții am greșit o notă. Am falsat la un moment dat. Nu, și fie de practic, ăla mergea în buclă. Și la un moment dat aud uși, pentru că din fericire aveam camera destul de departe. Băi, și încep să se audă uși, că eu le închisesem tocmai ca să aud dacă vine cineva, săream repede pe pian și... Și, bă, prima, pac, a doua ușă, sar repede pe pian, încep, opresc calata, reiau chestiunea. Intră maica mea furioasă. Bă, nu se poate, bă, nu se poate, bă, cum bă să greșești de fiecare dată, bă, exact acolo, bă, nu se poate. Și ce să zic, dacă era banda, mergea mai încet. Ea săraca fiind și cu urechea muzicală. A prins-o imediat. A prins-o, bă, de fiecare dată să greșești fix acolo, adică cât de că poți să fii. Ei, cam asta a fost și finalul meu cu pianul, pentru că în momentul ăla am zis, băi, și ce, gata, s-a terminat, nu mai suport, nu mă mai chinuiți. Dar n-a fost un lucru rău până la urmă, că am fost chinuit așa cu pianul, n-a ieșit din mine vreun pianist, dar mi s-a dezvoltat urechea muzicală și chiar pot să zic că fac mai repede niște asocieri sau pentru ales un muzicii la film sau sunt multe lucruri care într-adevăr m-a ajutat treaba asta, deși a fost o corvoadă îngrozitoare. Și atunci... ai spus până la urmă ce ai făcut atunci asta sau n-a făcut niciodată? Da, aflat, îți dai seama, da, ceva mai târziu, că pe moment se lăsa cu repercusiuni grave. Da. Îți bătea geamurile în cuie. Și atunci ai zis că măcar poți să te duci spre actorie, că acolo e mai permisivă treaba, că aia, cu actorie da, ai început. Aia cu actoria era pentru că oricum eram în clubul școlii generale, am făcut școala centrală, a fost Azuia Cosmo Demiasca, și acolo am fost în clubul de teatru în franceză, pentru că era un liceu bilingv. Și asta a fost, practic, au fost începuturile și cu micile apariții pe care mi le mai făcea de, la modul obligatoriu tata, direct, vezi că ai de filmat. Multe apariții, figurație, practic, dar, mă, că asta discutam și mai devreme, într-un fel simpatic, că acum, peste ani de zile, îți dai seama, mă uit la mine și mă văd cum eram când eram pitic. Ce amintire ai de atunci? Ți-ați aminte cum s-a filmat, cum era totul atunci, cum era tatăl tău, cum dirija echipa, da, ți-aduce aminte? Da, îți dai seama, dar oricum eu stăteam la filmări pentru că mă fascina, lumea asta și oarecum de aici mi s-a și trezit acest interes pentru cinema, faptul că o echipă întreagă era la mâna lui tata care își îndeplinea visele. Așa o gândeam, știi, orice visa el noaptea, pac, îi lua pe toți și toți lucrau pentru chestia aia și atenție motor, pac, toată lumea l-ascultă pe el să-și îndeplinească visul. Da, un fel de dirijor. Asta m-a fascinat și până la urmă cred că asta a fost și... lucru care m-a determinat să urmez calea asta. Dar pe vremea aia exista vorba aia cu băiatul, știi cine-i tata? Bineînțeles că era asta, că vin cu tata, vin și cu unchiul meu și dacă e și cu mătușa mea și mamă, te împate. Dar am evitat chestia asta, deși pe vremea aia rar se întâmpla să fie cineva care să nu asocieze numele meu cu alu tata și întotdeauna era, aveți vreo relație cu... Ceea ce acum se întâmplă din ce în ce mai puțin, rar, dacă e unul din 10 vânzători de pe la nu știu ce, unde mai cer o factură sau ceva și spun numele să-și aducă aminte de rezonanță, pentru că suntem singura familie din lume cu numele ăsta, astfel că
mare, știu cam toate ramificațiile și toate se trag din acel sătuc mic din Oltenia, Prisăceaua, se numește, în județul Mehedinți, de unde s-a născut tata. Și... A, ce frumos! Da. Foarte frumos. Da, e singurul nume. Cu atât mai mult numele are o încărcătură mai puternică. Da, iar când eram mic, mă enerva că eram Sai la școală, știi? Mai era și asocierea cu Sai, era sectorul agricol Irfo, știi? Și toată lumea mă striga Sai, Sai în sus, Sai în jos. Și legat de nume, nu prea îmi convenea, nu eram așa fericit cu chestia asta. Căutam să mi se spună Cătălin. Acum nu mă mai deranjează, am trecut de mult peste... Deci de unde, la un moment dat, chiar și pe intrarea în facultate, mă gândeam să-mi schimb numele din cauza asocierilor, pentru că treaba asta nu vine la pachet numai cu prietenii. Clar. Vine și cu antipatii și câteodată parcă sunt mai multe alea. Și a trebuit să îndur toate malentendurile și... toate divergențele pe care le-a avut tata cu diversi s-au răsfrânt oarecum asupra mea, deci chiar nu aveam nici înclin, nici în mânecă cu lucrurile astea și chiar nu îi împărtășeam o mare parte dintre viziunile artistice. Mm-hmm. Adică ieșeau destul de des scântei între noi când aveam discuții profesionale și mai ales pe tendințele din cinema. Am avut foarte mari divergențe, dar lumea nu știa neapărat asta și m-a asociat ca fiind din gașca dinozaurilor, știi că așa se zicea pe vremea... Erau dinozaur între... mic. Da, eu eram un dinozaur, pui de dinozaur care trebuie stârpit și ea, dacă tot e extinția să totală, să intre și el la pachet, știi? Da. Interesant cum spui asta, că uite, n-am mai pomenit o astfel de situație pe aici, pentru că nu am mai avut astfel de invitați. Dar ai un invitat de seamă. Avem un invitat de seamă, iată, după 19 ani, chiar să știi că e foarte emoționant, asta vorbeam și cu Cristi, ca după 20 de ani să putem să ne reîntâlnim, da, și să vorbim ce s-a întâmplat în ultimii 19 ani, da? Și să vedem cum au evoluat lucrurile sau unele chiar au rămas la fel, din păcate. Pentru că am avut discuția despre filmul românesc care cumva a început să se schimbe, dar unele chestii au rămas la fel. Cum aducem publicul în sala de cinema, cum avem grijă ca ei să afle de cum să promovăm un proiect. Lucruri pe care le discutam și acum 19 ani. Da, dar din fericire cred că în momentul ăsta steaua filmului românesc e pe cer și începe să fie vizibilă. Adică încep să se risipească norii. Și cred că sper că această tendință de revenire a publicului spectator în sările de cinema nu este doar un artificiu sau o chestie de moment, nu e o excepție, ci vreau să cred că începe să devină o realitate. Pentru că la fel ca și cealaltă țări europene, ar trebui să fim și noi atașați de produsul nostru. Adică una este când urmărești o poveste de-a ta, cu vorbele tale, în limba română, cu oameni și situații pe care le simți și sunt ale tale, față de un Hollywood care este foarte drăguț, este acolo, dar e ca și o treabă pusă undeva intangibilă. Noi suntem palpabili, adică te poți vedea cu cine ai, știi, poți să interacționezi cu actorii și poveștile noastre sunt ale noastre și le simțim mai bine decât unele din altă parte a lumii. Asta se întâmplă într-o mare parte din Europa în care cinematograful funcționează, mă refer la cinematograful autohton, iar dacă la noi a fost perioada aceea de filme de autor, care nu zic că a fost rea, doar că a îndepărtat foarte mult publicul de ideea de a cumpăra un bilet să meargă la cinema. Deci au fost și foarte multe decepții, da? Oameni care s-au supărat că au dat niște bani pe un bilet ca să stai și să vadă câte un cadru de 20 de minute. Filmat de la 5 metri distanță. Da, cadre largi, cu supe, cu chestii, cu treburi. Lucruri bune de altfel, dar nișate, pentru că și mie îmi plac filmele astea, adică, dar
eu nu sunt neapărat în target. Exact. Adică sunt un pic prea pretențioase pentru publicul. Sunt pretențioase, sunt nișate. Eu nu zic că nu e bine, pentru că aceste filme ne-au adus o recunoaștere la nivel internațional și cinematografia română a început să fie apreciată pe plan internațional, nu că nu fusese dinainte de la Gopo, care a luat primul premiu Cannes, da? Palme d'Or la Cannes, nu cum s-a vehiculat altfel, că în sfârșit avem și noi un premiu la Cannes, dar lucrurile bune, faptul că iarăși sunt premii la Cannes, cu Ursul, cu... adică o prezență a României pe plan internațional din punct de vedere festivalier a fost extraordinară, tocmai pentru că a ridicat cinematografia. Dar am uitat de oamenii de la noi. Dar, exact, am uitat de public, iar stilul ăsta de filme a îndepărtat foarte mult publicul spectator. În schimb, s-au trezit oamenii din afara industriei, dacă o putem numi industrie, internauții, influencer, stand-uper, care au realizat această breșă. Adică nu au realizat, au realizat că există această breșă, că nu există filme de public, comedii, și au venit cu ce s-au priceput. Adică au luat sketch-urile din internet și glumițele astea cu care sunt obișnuiți tinerii, și le-au adus în mainstream, da? Le-au pus pe ecranul mare. Au umplut gap-ul ăla. Și au venit cu fanilor, cu followers-ii, da? Și i-au adus în cinema. Unii dintre ei poate că au venit prima oară la un film românesc. Lucru foarte greu. Exact, greu de adus. Și de asta o mare parte dintre prietenii mei din, din breaslă sunt foarte contrariați de faptul că, dom'le, cum poate să existe astfel de filme și că... Eu nu sunt de aceea, nu le împărtășesc opinia. Adică eu cred că este un lucru benefic. Faptul că s-au trezit niște oameni care nu erau neapărat din breaslă să vină cu aceste filme de public, n-au făcut decât să aducă publicul din afară, din afara cinematografului de film românesc, să-l aducă în cinematograf pentru filmul românesc. Ceea ce ne dă și nouă oportunitate, și așa am și gândit filmul acesta, Visul, de a realiza niște comedii cu substanță, cu actori profesioniști. Pentru ei, pentru publicul tânăr. Pentru ei, da. Pentru că sunt tot niște comedii, sunt niște personaje pe care ei poate le agrează, sunt apropiați de ei și vreau să-i fac să și râdă, dar vreau să-i fac să și gândească la anumite teme care sunt... destul de grele, dar nu le putem introduce decât prin comedie. Și atunci cam asta a fost și pariul meu. Și poate de asta am și ales să aduc niște personaje din pestrițe și din spațiu public. Și a fost și un pariu al meu că reușesc cu niște actori neprofesioniști, unii dintre ei, să ajung la o performanță artistică din punct de vedere actoricesc, la fel cum Visconti făcea pe vremuri cu neprofesioniști în neorealismul italian. Adică aproape oameni de pe stradă pe care îi capacita în filme ce au devenit celebre. Da, interesant ce zici, pentru că acum 19 ani ai încercat acest lucru și cu Milionari de Weekend și ai fost, cred că, primul care a adus cumva influencerii de atunci, cumva, care erau Chitice Praga, nu mai știu cine... Mircea Badea, mă rog... Oreste, parcă. Oreste, știi? Adică, practic, ai adus influencerii și ai combinat într-un film de acțiune și, practic, tu atunci erai outsiderul care a venit cu un film de acțiune, cu o comedie, în momentul în care toată lumea făcea film de artă. Da, și film de autor. Și mi-aduc aminte din interviul pe care l-am făcut acum 19 ani, chiar ne-ai povestit, că, domnule, zice, am văzut niște cronici care nu mă lăudau și unii critici de film, mă rog, mai bătrâni, bătrânii de atunci, numeau filmul tău ca un fel de videoclip, ceea ce mie mi se părea un lucru mișto. La momentul respectiv am crezut că o parodie pentru filmele americane transpusă în spațiu autohton ar putea, mioritic, exact, ar putea suscita interesul publicului, care tot așa începuse declinul, deci își pierduse interesul pentru filmul autohton.
Milionar de Weekend a fost un film foarte bine primit. Nu am avut atât de mulți spectatori în cinema și nici nu voi ști niciodată câți au fost cu adevărat real, da, în mod real, pentru că la vremea respectivă, ca să o zic pe aia dreaptă, se fura foarte cam mult codru, da, la casa de bilete. Mie mi s-a întâmplat personal să fiu la Scala la un spectacol imediat după premieră, pentru că voiam să mă duc și să simt și eu sala, și mi-am luat bilet și am intrat în sală să văd cum reacționează sala filmul meu, și era cam jumătate de sală, de Scala, nu mai țin minte câte locuri avea, dar oricum erau vorbim destule, aici erau de 5-600 de locuri, da, dacă da, nu mă înșel. Și când am ieșit și m-am dus la casa de bilete să întreb și eu de curiozitate, că sunt regizorul filmului și voiam să știu cam media de spectatori, cam care sunt, și mi s-a zis că nu prea merge, am vândut vreo 6 bilete. Am înțeles, deci era în sală. Da. Unul era al tău. E, din păcate, de asta zic, adică oarecum filmul ăla a venit în contratimp. Sunt convins că dacă ar fi fost lansat acum, era asta, cu totul și cu totul asta altul impactul. Asta bine, probabil și arăta altfel și da, avea o grămadă de... Na, bun. Trebuia să-l aduci în 2023. Da, normal, dar ziceam așa, ca experiment. Nu cred că se pot compara, mm-hmm, pentru că între timp au trecut și acești 19 ani, da, de la debutul meu. Iar în filmul ăsta cred că este un alt fel de comedie, cea de care eu sunt mai apropiat, și sunt foarte, foarte curios cum o să primească publicul larg, pentru că din cele 3 proiecții pe care le-am avut până acum la TIFF a fost prima, unde l-am văzut, Oradea, în Piața Mare, la Mamaia, și a mai fost una la Râmnicu Sărat, am avut numai aprecieri pozitive. Acum, fără falsă modestie, chiar îmi pun problema ce să fie, că ar trebui să fie și negative și nu știu. Vom vedea, nu o să întârzie, probabil, o să fie și niște cârcotași, că se da, întâmplă. De obicei, cârcotașii sunt cei care nu da, văd filmul. Nu văd filmul, exact. Cum exact. Cârcotași de Weekend. Da, da. Sau exact, critici de film de Weekend. Dar mi-ar plăcea să existe critici constructive atunci când oamenii văd filmul și nu exact, îl iau a priori printr-o prejudecată directă referitor la un anumit stil de film. Dar îți mai aduce aminte ce ne povesteai când ai văzut prima dată filmul Milionar de Weekend la cinema? Nu, când a văzut prima dată filmul. Când ai văzut prima dată filmul, îți mai aduce aminte? Hai, povestește-mi, reamintește-mi puțin. N-ai avut ocazia să-l vezi pentru că nu l-am văzut, au da, fost niște probleme atunci și da, ți-ai luat bilet și te-ai dus și l-ai văzut la avantpremieră. La Hollywood Multiplex. Ceea ce mi s-a părut super okay, tare. Da, da, da. Tu, regizorul filmului... Pentru că existaseră niște disensiuni cu producătorul. Într-un final, eu nu eram de acord cu o problemă referitor la sunetul filmului. Am încercat să fac ceva și... Mă rog, nu a fost exact ce mi-am dorit. A ieșit așa cum a ieșit. Am încercat ulterior, acum vreo, nu știu, 5, 6, 7 ani, să recuperez materialul, să încerc să-l remixez din punct de vedere sonor. În schimb, nu s-a mai găsit benzile și acum am rămas așa cu un regret că trebuia să fie altfel. Dar asta e viața, mergem înainte. Dar îți mai aduce aminte vreo... Știi că e acea întrebare stupidă... Din pe care noi nu o punem. Pe care noi nu o punem, dar am să o pun acum cu un scop, bineînțeles. Așa. Îți mai aduce aminte ceva amuzant de la filmări? De la Milionar de Weekend? Da. Când ajunge Mircea Badea și cu Kitty Cepraga cu mașina la mare... aveam un cățel care juca în film rolul lui Faust, pe care îl luaseră băieții cu el, băieții, mă rog, grupul de prieteni cu mașina de la București, că n-aveam unde cu cine să-l lase și el a sărit în mașină și așa. Ei, și prima întâlnire a cățelului cu Mircea Badea, și care s-a repetat în toate dublele de după, nu știu cu ce parfum se dăduse, cu feromon, cu un habar n-am, în schimb cățelul se îndrăgostise de el iremediabil și de fiecare dată când
venea la dublă, se oprea, se dea jos în mașină și sărea cățelul pe el. Și îl călărea. Da, dar într-un mod... Și a rămas și în film secvența. A rămas în film pentru că toate dublele erau așa. Erau la fel. Eu chiar m-am întrebat de multe ori cum a reușit. Nici eu nu știu. Că secunda aia imediat să se dea jos, că mi-am dat seama că ceva trebuia să se întâmple acolo, dar... Să-i spui cățelui să facă asta, mai greu să comunici cu el. Incredibil a fost. Deci da. Cred că am avut vreo 3 duble și toate erau identice. Dar ne-am amuzat teribil, inclusiv Mircea, îți dai seama. Deci pe vremea nu era în gura prezii, era în gura câinelui. Da. Da. E, noi ne aducem aminte de acum 19 ani și vrem să-ți arătăm ceva. O chestie legată de dificultățile de la filmare, nu de faze amuzante neapărat. Hai să vă spun una glumeață așa. Era o scenă în care trebuia să filmăm cu un balon. Știi, un balon de la mare care se ridică. Și era vorba de urmărire pe plajă în care... Și balonul ăla care în pregătire era balon, la filmare, înainte de filmare, a ajuns un scooter de apă. Pe urmă, în dimineața filmării trebuia să fie o șalupă între șalupă și vele. Și până la urmă, pe la 5 după amiază, când se termina filmarea, trebuia să fie o barcă cu vâsle, da? De și la am reușit să facem o bătaie pe cinste pe plajă, ceea ce de altfel e unul dintre momentele bune, aș comice, zice eu, comice. Se distra lumea în sală când am văzut, da? Deci, da. Cam așa se făcea filmul în 2004. Și nu era o bicicletă și nu i s-a dat, i s-a luat, cam așa a fost, da, știu. Da. Și tu, acum 19 ani. Da. Da, e fantastic. Deci mai aveți înregistrarea. Da, asta nu mai știam. Nu mai știai. Cu balonul nu mai știam, pentru că am avut nenumărate. Asta cu balonul era una, dar doi era finalul în care Chirilă, care era săritor cu bungee jumping, uh-huh. Că, și așa și zice, la un moment dat când se întâlnește cu Dinuleasca și... trebuia să-și lege bungee jumping-ul pe podul de la Cernavodă, pe sub care urma să treacă vaporul cu Ruznacu, care îi luase, îi sechestrase și plecase cu vaporul să iasă, și ăsta, într-un gest salvator, sărea cu bungee jumping-ul și frigea un pumn lui așa. Până la urmă am ajuns să filmăm în port, în cala unui vas, care nu s-a mișcat de acolo nicio clipă, și am luat o lopată cu care... Și ăla e și finalul filmului. Ăla e și finalul, cam cum am primit-o și eu în cap așa. Iată magia cinematografului. E fantastic. Practic e mult mai realist așa. Adică cine ar fi crezut că sare Chirilă cu bungee jumping? Noi făceam o parodie la filme americane. De asta era și chestia cu bungee jumping. De aia era și cu vasul mers și cu o mie de alte lucruri. Cred că parodia a fost bugetul. Dacă vrei să... Eu cred că ai avut prea multe idei pentru vremea respectivă. Clar. Și probabil că am impresia că un film de genul ăsta ar fi fost mai potrivit vremurilor noastre. Deci iată, erai cu 20 de ani. Eram avan la letru. Erai mult... mult înainte. Ai și crescut într-un mediu propice. Adică dar să știi că l-am revăzut. Ia nu știu, a câta oară. Acum 2 zile l-am revăzut ca să-mi fie mai fresh toată treaba în minte. Okay. Și mi-au plăcut în continuare secvențele aia de început cu, pe aeroport, foarte mișto filmată cu titlurile alea care sunt. Adică arată ca un film american, arată foarte bine. În unele secvențe, altele unde se vede că n-ai avut bani, asta e, a fost mai... ați croșetat ce ați putut. Ați făcut și voi revoluție cum ați putut. Dar ce mi-a plăcut e că ai povestit un moment dat că jumătate din actori, adică 40 sau ceva de genul din 80, erau la debut. Da. Tu erai la debut. Da. Directorul de imagine era Tudor de la debut. Mircea, da. Tudor Mircea. Cine mai era la debut? Adi Despot, da, și compozitor de muzică. Cine nu a fost la debut? Trei la 40. Trei luat exact invers. Cine nu a fost la debut? Pentru că a fost un film cu de foarte debut. Multe din toate punctele de vedere. Da. Inclusiv producătorul era la debut. Și Tudor Chirilă era la debut, da. Mihai Bendeac era la debut, da. Maria Dinulescu era la debut, da, și lista continuă. Legat de debuturi, îți minte că și Nicodim Ungureanu l-ai debutat în primul tău scurtmetraj la școală. Da, zâmbiți domnule că e gratis. Păi cred că n-a fost debutul și în lungmetraj? La tine? Chiar nu știu.
Sau a mai fost, nu, a mai fost un film și din cauza că la voi s-a întârziat foarte mult. Da, a jucat prima oară la tine, da, da, dar așa. Da. Și pe vremea aia Nicodim Ungureanu era cunoscut drept tipul din reclama de la Golden Brow. Ești tu că poveste pe care vreau să ne-o spui, aia cu Bendeac și cu mașina ta, pentru că a fost interesant. Cu mașina mea, pentru că n-aveam încotro, a trebuit să cumpăr mașina, nu ne-ar fi dat-o nimeni, mai ales o și decapotăm la flex. Forțat. Că asta a fost povestea mașinii din milionari. Dar eu cred că te-a costat ceva mașina aia atunci. Nu, ai să vezi, bine, la vremea respectivă însemnau niște bani, a fost $3,000. Ah. $3,000, am avut noroc. Ai avut noroc, da. Am avut noroc. Am avut noroc. Ba n-ai avut f***ura, măti. E de multe ori o spun cu fratele meu, când aud pe cineva, am avut noroc, minimă, ba n-ai avut, așa. Da. Deci ai cumpărat-o. Am cumpărat-o, a trebuit să-i schimbăm motorul, pentru că era un motor de 7000 de centimetri cub, care era și fisurat. Și nu ești departe, a fost diesel. Singur motor pe care l-am găsit așa... și să aibă și forța să împingă, că era destul de grea, nu mai țin minte ce tonaj avea, dar oricum era destul de grea. Și a fost un motor diesel Ford de 3200 sau ceva de genul ăsta, tot care se, da, da, de-abia se târâia, ca să înțelege, adică ea era obișnuită cu 7000 de centimetri cubi. Și am făcut așa o blasfemie, dar pentru filmare mergea. Și Bendeac nu avea carnet. Am învățat să conducă la filmare. Noroc că era automată, înțelegi? Și bine, îți dai seama că era și la primul lui film. Era student în anul 2. Se mai și îndrăgostise de Maria Dinulescu, ca să zicem pe aia dreaptă. Deci era perturbat, era perturbat în toate părțile. Și trebuia să și filmeze o scenă de acțiune când sunt în benzinărie și vin și găsesc racheții. Unde tu erai benzinarul. Unde eram benzinarul care a fost împușcat, da, de Nicodim. M-am împușcat de acum 19 ani. Da. Încă mai am glonțul. Așa. Și îți dai seama, omul cu efecte pirotehnice, se sparg geamuri, totul, trebuie să fugă. Benzineria parcă sare în aer, nu? Sau ceva, a fost ceva, nu, o explozie. E mitraliată, îi se sparg geamurile, da, o întreagă nebunie. Și el trebuia să fugă, să ia mașina, ceilalți veneau pe parcurs, se aruncau în mașină și el trebuia să iasă. Noi eram pe un Macara, aveam un Macara înaltă, nu mai țin minte câți metri avea. 6 metri. Și el trebuia să iasă cu mașina din benzinărie. Era ultima construcție românească înainte de vamă, pentru că eram fix lângă după vama veche, între vama veche și vama propriu-zisă de trecere în Bulgaria. Și adică în zona liberă. În zona oare cum liberă, da, da, nu mai exista nimic acolo. Acum, între timp, nu e plin de construcții, cadrul ăla de pe afiș, nu mai să mai poți face niciodată, pentru că nu mai există șosea care să dea în mare. Așa. Așa. Și trebuia să iasă cu mașina și să vină în stânga, practic să se întoarcă către vama veche, mai ales că noi eram undeva aici cu Macaraua, filmam totul de la nivelul solului și plecam cu mașina și ne ridicam și în momentul în care mașina se întorcea și o lua încoace spre vama veche, ceea ce se vede și în film, ne ridicam și vedeam marea și mașina și toate chestiile astea, visul american așa oarecum, că de asta era și o parodie la filmele americane. Știu, și motocelul ăla de care se duce pe, nu știu cum se Skaeter, cheamă. Skaeter, da, la care trebuie, da, a fost fascinant. Trebuie să-ți povestesc și la așa. Aia, că am avut o discuție cu Tudor Mircea, care zicea, ce faci, mă, acum? Zic, bă, lasă-mă că ăsta e Skaeții. E de acolo. Da. Americani. Exact. Nu, dar le avem și noi în Dobrogea. În Bărăgan. Da. Cum? Dar nu i-a filmat nimeni în felul ăsta. Păi nu i-a filmat nimeni. Acum, na, ce să facem? Așa. Bun. Și prima dublă. Gata, atenție, motor, pac, încep.
puși, chestii, ăștia fug, se urcă în mașină, Chirilă vine alergând, sare în mașină, prinde mașina, în urmă, pac, și bendea cu ea la dreapta și se duce spre Bulgari. Stop! Peliculă. A, da, peliculă. A, aia durea cel mai rău. S-au mai dus niște mii de dolari. De ce? Nu mii, dar îți dai seama, era... Câțiva metri buni. Păi costa pelicula virgină, fără de pe 2 euro pe metru. Un metru, două secunde. Și n-aveam, îți dai seama că era pe sărăcie filmul, adică da, majoritatea debut. Erau calculate de aproape 1 la 1, hai și 2 la 1 maxim, 3 la 1 rar se întâmpla, adică repetam de ne luau dracii ca să iasă ceva și să reușim să terminăm filmul. Deci prea multe duble nu ai tras. Nu. Păi n-aveam cum, repetam foarte erai, mult, repetam, da. Știam ce, mi-era frică să nu ne ducem în mecanică, pentru că se mecanicizează orice, dacă îl repeți la infinit și atunci îți mai trebuie și prospețimea chestii. E dubios, mă rog. Dubla 2. Nu, îți dai seama, l-am așteptat, s-a întors, zic, Mihai. Ce ai făcut? Trebuie să iei în stânga, noi suntem aici cu macaraua, noi vă urmărim, deci tu e așa, da, am greșit, mă rog, l-am mai luat din uleasca, nu știu ce, iarăși, așa, dubla 2, atenție, pac, da, iarăși, fuge, se duce, da, Chirilă, sare în mașină, de mers, pac, când se ducă, bang, se duce în dreapta spre Bulgari. Cealaltă dreapta. Da. Ții minte că m-am ridicat atunci și am fript un șut unui scaun de ăla de plastic, erau scaunele de filmare, s-a făcut pulbere, deci nu știu. Mamă, deci albisem deja, pentru că dura și foarte mult cadrul, adică nu era așa că dădea până se strica la final, până se ridica, da, până dădea drumul la mașină. Și, nu, dar treceau metri de periculă, da, deci parcă treceau prin sânge așa. Și mă gândesc că trebuiau puse și toate alea la loc. Îți dai din seama, benzinărie, de ce distrugeați voi. Da, și am zis când am venit, zic, băi, a treia oră tăbat. S-a trezit, a luat la stânga, a făcut și a ieșit să gânță. Și aia a rămas în film. Aia a rămas în film, da. Fantastic. Da, să-ți fie învățătură de minte, pe Maria Dinulescu nu o mai puneți în dreapta. Că omul întrege astfel. Oricum, acum mai departe, în Dubai, practic, nu mai e niciun pericol. Poți să filmezi cu bendeac liniștit. Da. Așteptăm să se întoarcă. Da, aici la podcast. Bun, a fost un debut cu mici probleme, dar ai așteptat ceva timp până la al doilea film și ai produs mai mult. Și atunci ai vrut să produci o schimbare în sistem. Păi da, pentru că m-am apucat de producție tocmai din această frustrare. Faptul că, deși ai un proiect câștigat și încerci să faci exact cum s-a născut și nou Oval, tot în astfel de considerente economice și de frustrări ale regizorilor în raport cu producătorii, pentru că era vestul sălbatic atunci. Da. Se obțineau niște bani și cu alți bani se făcea filmul. Dar am început să mă apuc de produs, de produs filme, deci de producție, să intru în producție. Oricum făcusem și înainte chestie de producție la Atlantis Film, unde lucrasem cu francezii la Puiu Marinescu și unde am și făcut un supervisor de producție, am lucrat pe un post de supervisor de producție la câteva filme franțuzești, în afara multora pe care le-am făcut ca asistent de regie și ca secund, deci am câteva zeci de filme făcute înainte să mă apuc să-mi fac eu debutul. Lungmetraj. Lungmetraj vorbim, da. La care am lucrat de la primul film la care căram cabluri și duceam cafele. Și, da, vreau să zic că am și jucat în ele. Am film cu Marion Cotillard. Excuse-mă de vădere, auge? Adică, da. Parcă l-au pe lui de fine. Am filmat ca secund și cu o nepoată de lui Charlie Chaplin. Chaplin pe care tu îl consideri cineastul total, așa am înțeles. Da, chiar cred că, deși a fost printre primii, a avut geniu în așa fel încât să rămână, da, să rămână și cel mai grozav exemplu. El reușea să adune totul, adică toate gusturile
și toate subtextele într-un singur film și să le livreze publicului larg în așa fel încât fiecare să-și extragă de acolo ce poate. Cred că își cunoștea foarte bine publicul. Da, și de asta și era în permanentă legătură cu ei. Da. Pentru că el își făcea vizionări cu filmele și testa gag-urile în așa fel încât să meargă la public. Dacă nu mergeau, le refăcea. Cum mai fac acum uneori stand-up comedian și pe afară? Da. Că până la urmă și la el era un fel de stand-up comedian fără vorbă. Bă, dar de unde am plecat? Am plecat de undeva. Am plecat de la faptul că ai produs foarte multe filme și asta, exact, o să ajungem din nou la ele. Da. Și am început să merg pe producție, dar tot în ideea în care eram frustrat de ce mi se întâmplase mie. Și vrei să ajuți pe alții la debut, probabil. Nu. Era vorba de taică-meu. Pentru că altfel nu m-aș fi băgat. La păcale se întoarce. Tata urma să intre în producție cu filmul și avusese un eveniment nefericit în ideea în care câștigase un proiect cu La Grandiflora, Amorul Provincial după Jim Mihăescu. Un proiect câștigat cu banii păpați de către producători și cu un film care n-a mai ieșit niciodată. Era și la o vârstă înaintată, își dorea foarte mult să facă film, nu mai făcuse de foarte mult timp și oarecum în ideea de a-l proteja, de a-i proteja sănătatea, m-am implicat în producția acestui film și a fost practic debutul meu în producție de film. Păcala se întoarce. Păcala se întoarce, da. 2006. Da. Mă rog, în 2006 a apărut. Da. Și m-am implicat în această producție tocmai pentru că era pantagruelică. Adică noi am avut patru decoruri construite, turmă de oi, hergherie de cai, au fost mulți actori care au învățat să călărească, inclusiv Georgiana, să-i zis, cu mai nou, dar atunci Paraschivescu, pe care am cunoscut-o chiar la filmul ăla și de unde a început povestea noastră de dragoste. Și erai ca Marici așa, nu prea ai ignorat-o prima dată. M-a prins și în momentul în care eram debordat de lucruri, de producție, pentru că eram și la primul film ca producător. Ți-am zis, îți enumeram lucrurile cu care am avut de-a face. Locații, patru decoruri construite, hergherie de cai, dă-i, învață actorii să călărească cei care nu știau, inclusiv Georgiana a primit așa. Denis Ștefan, care l-a jucat pe păcală, el nu se urcase pe cal până nici la păcală el. Și pe urmă a dezvoltat chiar o întreagă relație cu cai, și acum a ajuns, o pasiune, relație. Mă rog, nu știu. Pasiune, vreau să zic, da. Așa. Un hobby. Și ai ignorat-o, domne, n-ai dat seama. Nu că nu aveam chef, îți dai seama că era o prezență normală, normal. Dar m-a prins într-un moment... Mai era așa nemună, mă rog. Așa, nu era o problemă. Și a perceput-o ca întâlnirea cu un tip arogant. Până la urmă... A ieșit bine. Da, când ne-am mai relaxat... am ajuns și la o poveste de-asta incredibilă, pentru că am intrat în film Doi Necunoscuți. Și finalul filmului este cu fetița noastră care se ridică ca fiind viitorul păcală. Da, adică e o poveste frumoasă, de viață, da. Adică ne-am și căsătorit între timp, am făcut și copilul în așa fel încât ultimul cadru din film care s-a filmat la un an și diferență a fost cu Maria. Da. Bun. Mergem mai departe, pentru că după păcală Reloaded, da. Ai vrut tu ca regizor să schimbi, cum spuneam, fața sistemului din România și vreau să vorbim de filme serioase. Da, acum vreau să vorbim de Scurt Circuit. A durat foarte mult, 14 ani între Milionar de Weekend și Scurt Circuit, timp în care ziceai că ai fost producător, ai făcut tot felul de alte lucruri. Da, bine, și a venit un proiect foarte greu. Da, nu a fost faptul că nu am vrut să fac, au fost mai multe proiecte, adică în ideea în care am depus mai multe proiecte să obțin finanțări.
dar cum nici nu exista nici partea de punctaj, mi s-au respins foarte multe proiecte la CNC. Și am ajuns la Scurt Circuit, care era inițial un film, se chema A doua șansă, fusese câștigat la CNC de taică-mea pe un scenariu inițial al lui Barna cu Grigoriu. Din păcate, tata avea probleme de sănătate și exact atunci s-a și întâmplat că a dispărut și am preluat regia, practic, tot regia proiectului cu totul, exact, și am avut și o discuție cu scenariștii în care mi-au dat dreptul să schimb poveste, pentru că între timp avusese loc tragedia de la Giulești, al cărui martor pot spune că am fost în ideea în care cunoșteam foarte bine oamenii din interior. Noi avusesem ambii copii născuți la Giulești, iar medicul cu care Georgia a născut ne-a devenit și foarte bun prieten și chiar nașul lui fiu, Marcel Moisa, actualul manager de la Giulești. Directul, da. Și cunoscându-l pe el, am început să cunoaștem și toată tagma medicilor de acolo. Și oarecum știam majoritatea personajelor și am aflat foarte multe insideri referitor la ce s-a întâmplat cu adevărat atunci. Pentru că lumea a văzut la televizor niște știri așa cum au fost, s-a intervenit așa cum a fost, adică... Da, oamenii. Da. Deci erau foarte multe lucruri acolo care îmi spuneau că trebuie să fac filmul ăsta și că tocmai pentru a spune niște lucruri și a nu se repeta. Din păcate, lucrurile s-au repetat chiar la scurt timp după ce terminasem noi și filmările pentru cu colectivul. Care ați și pierdut o parte din echipă, am înțeles, un băiat? Da, nu, a fost un membru al echipei care a pierit acolo. Știind aceste multe informații legate, am vorbit cu Ioana Vicol, care mi-a fost studentă și care scria scenarii pentru televiziune în general, dar eu o știam din facultate pentru că îmi plăcea ce scrie și avea o scriitură extraordinară și ne-am gândit împreună că ar fi un lucru bun să aducem povestea asta înspre povestea inițială a filmului, pe parte de adopție. Și oarecum să le legăm cumva și să transformăm toată chestia asta într-un film care să spună niște adevăruri. Simțeam nevoia de a spune lucrurilor pe nume. Iar chestia asta a fost apreciată mai mult în afara țării. Păi pe noi ne deranja. Da. Pentru că a fost un subiect sensibil, oamenii și în general în politică se încearcă o minimalizare a impactului și știi cum e vorba aia românească, că ascuns sub preș. Deși campania ta a fost cumva foarte interesantă, pentru că tu ai spus de la început că toate încasările din biletele filmelor, de toate vânzările, exact, se vor duce către a mobila spitale cu incubatoare noi pentru noi născuți. Da. Cumva și a fost o intenție bună, dar da, s-a finalizat că nu ați avut încasări foarte multe, nu? Hai să râs, s-a finalizat în ideea în care atâtea încasări câte au fost, adică eu am controlat exact pe contabilitate și văzând exact ce a fost, au fost donate către Fundația Ringe, România, în scopul cumpărării de echipamente pentru spital. Nu am luat nici măcar un singur leu din acel film. Da. Înțeleg că și oamenii din echipă, mulți dintre ei au lucrat voluntar pentru că și-au dorit să ajute. Da, au fost câțiva care au lucrat voluntar și foarte mulți care au înțeles că nu avem destui bani pentru că au fost extrem de puțini bani pentru realizarea filmului și mă întrebai de ce n-a participat Tudor Mircea la filmul ăsta, pentru că n-a crezut că o să poată face. Bun, domnule Tudor Mircea, directorul de imagine, care a debutat în Milionar de Weekend. Da, da, și cu care ne știam încă din facultate și el a fost coleg cu Mihai Mălai Mare, care era prietenul meu din copilărie. Da? Și
ne-am cunoscut practic în facultate și de atunci am rămas foarte buni prieteni și acum suntem la al doilea la, film. La un vis, aveți visul acum comun. Acum avem visul comun, mai ales că sunt și nașul lui Iancu, pentru că i-am zis, bă, pe bunicu, l-a chemat Iancu, eu trebuie să fiu nașul lui. Bunicu Saizescu, cu ce nu, se ocupa? Nu sau? Bunicu Saizescu, bunicu din partea lui maică mea. A, care era Iancu Ștefănescu și a fost primul machiar de film din România, de film și televiziune. Și vezi că nu avea nicio legătură cu Saizescu. Așa s-a întâlnit maică-mea cu taică-meu. Tot pe platou de filmare. Maică-mea avea 5 ani, okay, iar taică-meu avea 20 și era asistent de regie. Aia a fost prima întâlnire. Așa, de că o bâțâia pe genunchi. Deci nu e cazul de pedofilie, da, pentru că de fapt s-au întâlnit mult mai târziu când maica mea studia la Vioara, stătea într-o casă pe Visarion, lângă Piața Romană, și taică meu trecea prin dreptul geamului și a auzit cântând. Și a greșit ceva mama ta, a intrat și a spus, păi iară greșești tot aici, că fiecare zi. Nu, nu, asta e mult mai târziu. Dar așa a cunoscut-o... Nu știa cine e și cum, dar un timp, peste ani, și-au dat un seama că peste acolo timp se cunoscuseră prima oară la filmul Haiduci, dacă nu mă înșel, la lui Giroșanu. Da. La voi filmul vine de mult din familie. Da, ai să râzi, dar și asta... Deci o familie de film. Bunica mea din partea lui maică mea, ți-am zis, machior, Iancu Ștefănescu, a fost și, cred că, primul machior din televiziune. O machia pe Maria Tănase, erau și niște povești apropo de Maria Tănase acolo, că bunica mea era, să deschidea subiectul, era... Se aricea. Ok, era puțin geloasă. Era mare gagică ăsta, bunica mea. Era... Da, papagal. Da. Papagal, altceva, habar n-am, acum nu pot să... Cu ceva le vrășea, să nu ne întoarcem la căinul. Da. Terente. Da. De niște Bun. Da. Să redevenim serioși, bineînțeles, pentru că acesta este un podcast serios și profesionist, nu-i așa? Și să vorbim... Da, da, vorbim de comedie. Păi, exact, de comedie. Am rezolvat și cu circuitul. Știu că ai luat un premiu, că tot întreba da, Emanuel. Da. Ai primit pocalul de la Mila Iovovici, pocalul de aur. Da, într-adevăr. De par, la Shanghai. La Shanghai, din care am băut șampanie imediat după ce... A, da? Ca la Formula 1. Da, păi da, am zis, bă, e un pocal, nu? Măcar trebuie să servească la ceva, dacă tot îl primești și la aia. Să a, fost, și a fost practic un premiu epocal. Epocal, da. Ce e, domne? E pocal. Și Mila Iovovici? A, pe scenă așa puțin... V-ați mai văzut și după sau doar a fost momentul ăla? A fost foarte scurtă chestia și mai ales când ești în amvergura unui festival de genul ăsta în nu-ți care dai seama, nici nu mai știi că practic ești chemat pe scenă, ți se dă, da, trebuie să ieși pe acolo, de pe dincolo, sunt 1000 de oameni care îți fac poze, te duci, a fost ceva de genul, ne-am întâlnit, mi-a dat, a fost discursul, eu că mulțumesc, că mi-a zis, cred că până s-a dat publicitatea, că totul era o chestie televizată, s-a tăiat chestiunea, publicitate, și ea mi-a zis, da, trebuie să fie foarte interesant, dar îți dai seama, na, nici măcar nu știu dacă a văzut vreodată filmul, dar trebuie să fie foarte interesant, zic, da, 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 rămânem, keep in contact, aiurea, n-am niciun contact. Să joci în următorul film. Da. A tot aștepta, dar nu, da, că ai făcut. Nu, dar oricum era cu bărbatul, eu eram cu nevastă, mea era în sală, așa că... N-ai văzut să duci tradiția bunicului mai departe, să te conduci acasă. Și bărbatul e în industrie, mare regizor. Păi da, era cu el pe scenă acolo, da. Da. Deci e bine. Tu și mai la puteai... nici pe scenă singură. Putea să faceți o colaborare acolo. Se împlinea visul mai devreme, nu mai așteptai 5 ani. Dar, mă rog. El o lua pe Georgie să filmeze. Eu o luam pe Mila. Exact, și făceam, găseam un film. Georgiana Resident Evil 6, Mila Iovovici în visul. Da. Ar fi fost poate interesant. Doi. Da, pe nici hai să ajungem și la visul, pentru că e un film visul, care da, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Am mai spus asta și în ediția trecută, în care a fost Georgiana, așa cu știi, Saizescu, care joacă și ea în film. Adică o știi că joacă în film, normal. Ce prostii. S-a ocupat și de casting. S-a ocupat de casting, să știi, și asta e foarte important, pentru că în momentul în care ai lângă tine un director de casting, acum nu că ea nu joacă care pe directorul de casting, dar fiind în lumea asta și
având foarte mulți colegi pe care îi știe și urmărește, chiar a venit cu niște propuneri extraordinare, cum e exemplu lui Lupu, Ștefan Lupu, pe care ea mi l-a adus direct. Și foarte bine, este foarte bine l-a adus, da. Deci are ochi flair. Și flair și bine, tot, da, bine. Și ce îți place? Da, nu, dar oricum, ce să zic, adică a mers la punct ok, punct lovit, mi l-a adus pe Ștefan, îl iubesc. Dar și aici ai avut așa, să zicem, niște debuturi sau niște oameni care au făcut altceva, adică e clar că mergi pe ideea asta ta de a inventa chestii noi pentru actori, pentru echipă. În orice distribuție trebuie să fie un soi de potpuriu, așa, pentru că vin și cu oameni neprofesioniști, uite cum a fost cazul lui Serghei Mizil, care a fost un pariu de la început. Bine, el l-a mai cochetat cu filmul, a mai făcut la Daniel Luc, dar... Dar nu atât de bine ca la tine. Pentru că aici ai exact un rol care se potrivește foarte mult. Da, mărușă. Eu l-am luat oarecum așa, știi, pe un soi de amploa. Și e foarte amuzant. Foarte amuzant. Adică mi-a plăcut foarte mult. Da, am muncit foarte mult pentru chestiile astea actoricești. Adică am și impus o condiție de la început. I-am zis, Serghei, mi-ar face mare plăcere să joci în filmul meu. Ideea este că trebuie să accepți că regizorul, respectiv eu, o să fiu șeful și faci exact cum îți zic și ce faci și trebuie să fie ca la armată, adică nu miști în front. Da, și omul a fost, s-a comportat exemplar, adică a fost mai profesionist decât profesioniștii. Un tip care n-a cârtit nimic, că e frig, că e foame, că stăm prea mult, că se plictisește, absolut nimic. Deci ești plăcut. A fost primul om care venea dintre actori. Ce să zic, exemplar. Uh-huh. Și într-adevăr, deși era obosit, a încercat cu, din răsputeri să facă exact cum încercam să-i spun să facă, ceea ce este mare lucru. Asta așteaptă un regizor, să lucreze la lucruri finuțe, și am reușit-o cu Serghei. Pentru asta am tot respectul pentru el. Este un tip dintr-o bucată. Ce să zic, sunt și bobete bune și bobete în care așa, dar omul n-a băut nimic, așa zis. Nu beau toată perioada filmării, pentru că el are o problemă cu asta, că o mai arăs, da, așa. Pe asta atunci... chiar mă gândeam, am vrut la un moment dat să te întreb cum ai lucrat cu el, pentru că el e foarte exploziv, pare greu de controlat, pare, dar acum că zici... Pentru că am făcut acest gentleman agreement pe care și l-a respectat întocmai, și practic nu am avut nici o singură problemă în timpul filmării. Mai mult ne-a înleznit, așa să zic, relația cu Pușcăria și Lara Hopa, pentru că aparent era cea mai mare vedetă de acolo. Era foarte popular. Era super popular. Toată lumea îl știa, toată lumea se întâlnise cu el, ba la o nuntă, ba la un botez, ba la nu știu ce. Toți ziceau, mai ții minte când ai fost acolo, am fost împreună, fratele meu. Fratele meu, deci, da. Exact. Spre deosebire de alte interacțiuni cu oamenii privați de libertate din alte locuri pe unde mai auzisem că au fost echipe de filmare și unde nu se înțelegeau cu deținuții, că mai urlau, că făceau tărăboi, că înainte se aruncau cu pâini sau nu știu, era o chestie de genul ăsta. La noi n-am mai prins-o, pentru că la Rahova sunt un soi de, pe lângă gratii, mai sunt și un soi de pânze de metal, dar asta era o practică obișnuită, un soi de revoltă a deținuților care aruncau cu pâini. Da. Acum am înțeles că atunci când ați venit, se scanda Dinica, a venit Dinica. Aha, nu știu, nu mai țin minte că... Cineva a povestit probabil în echipă treaba asta. Da, se poate, se poate. Serghei. Acum, da. Dar nu era Dinica, era ca Dinica. Da. Dar cum ați luat decizia să filmați chiar în penitenciar și să nu folosiți un decor?
Am folosit și decor, dar pentru că, de exemplu, celula n-aveam cum să o filmăm acolo, fiind foarte mult de lucru în celulă și aveam nevoie de liniște și să fim așezați și să nu avem presiunea asta a timpului. Și să aveți grijă la poșete. Da. Așa. E replica din... E o anumită energie pe care s-o dă locul. Și tot ce înseamnă spațiile alea, gratiile alea, cu cât sunt mai veridice și mai autentice, cu atâta îți dă un adevăr în film, pe care noi îl împrumutăm și îl redăm publicului. Hai că mă gândesc, din punct de vedere mental, pentru unii actori ar fi putut să fie o problemă locul ăla. Păi a și fost. Și pentru toți, inclusiv și pentru mine. Adică nu-ți imagina că m-am dus acolo floricică așa și am zis, vai, ce drăguț. Da, da. Nu, nu. Adică e un spațiu care nu-mi doresc să trăiesc nici de o parte, nici de cealaltă a gratiilor. Pentru că până la urmă și ofițerii, știi, educatori și restul personalului și gardienii și administrația penitenciarelor, toți oamenii care lucrează în sistem, zi de zi să te duci, tu te duci la penitenciar. Că ești înăuntru sau în afara gratiilor, tot acolo ești și tot cu oameni ciudați să ai de-a face, da, și cu probleme și cu energiile alea negative, că pozitive este greu. Încearcă ei să le transforme tocmai prin aceste programe de reeducare, care se referă la art and crafts, da? Cu diverse lucruri pe care ei le fac, de la brățărele, la poșete, la tablouri sau aranjamente florale cu mușchi criogenați sau mai știu eu ce, cu clubul de teatru, cu nu știu ce, muzică sau alte lucruri care oarecum îi mai scot din zona aia negativă, care vine și din simplu fapt că ești în detenție și că nu ai libertatea de mișcare. Bine, pe lângă asta există și chestia de muncă, adică unii dintre ei chiar se duc la muncă. Și primesc bani, da. Și primesc bani, puncte. Da, deci sunt aceste programe care sunt benefice. Până la urmă, știi, dai o pedeapsă unui om, indiferent ce a făcut. Poate că a fost un moment de rătăcire, poate că a fost o chestie cu intenție, poate că sunt niște lucruri foarte rele până la urmă. Dar acești oameni, odată ce își pășesc pedeapsa, trebuie să revină în societate. Iar tu trebuie să-i câștigi pentru societate, pentru că asta este un bun comun. Ca să-i poți reintegra. Bineînțeles. Pentru că oamenii, câteodată, sunt și cazuri fericite în care înțeleg ce au greșit și atunci încearcă să se schimbe. Și trebuie să-i dai unui om dreptul șansa, la o a doua viață, da? E o șansă la o nouă viață. A doua deja șansă, sunt, cum spunea înainte, da, 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 circuitul. Exact, da. Tema filmului asta este de, oarecum, de reeducare a unor oameni care inițial sunt considerați pierduți pentru societate și totuși supra-tema filmului este că arta reușește să schimbe oameni și destine. Arta învinge. Da. Ai impresia că ăștia tăi au înțeles ce au făcut și au și-au revizuit comportamentul la sfârșit? Asta rămâne să vedem în film. N-aș vrea să dăm prea multe spoilere, dar e interesantă secvența de final și ce ați reușit voi să faceți. E pentru prima dată când apare în film o astfel de secvență. Nu o să spunem care. Nu știu dacă avem voie să spunem sau să dăm un spoiler, nici nu știu. Mai bine nu o spunem. Bun, atunci spunem atât, că îi se datorează Corinei Grămoșteanu, da, scenografa voastră, așa care este. Și-a făcut debutul în film, în scenografie de film, după multe piese de teatru. Corina este un scenograf extrem de talentat și ai să râzi. Directorul meu de casting și soția personală doamna este Paraschivescu. Doamna Paraschivescu, da. Fostă, așa, actuală Saizescu, este și cea care, pe lângă castingul de actori, mi-a adus-o și pe Corina. Ah, bun, a avut mână bună și da, pe ea. Tot de la ea a venit și e o tipă fenomenală și este un talent și un om extraordinar. Și cred că este primul scenograf de la care am obținut niște tipsuri foarte bune
pentru ce pot să fac cu scenariu în film. Da, 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 deci vorbesc foarte serios. Am simțit un foarte mare ajutor de la scenografie, iar dacă te referi așa că ce se întâmplă de obicei, mai ales la filmele românești, minimaliste, actuale, da, da, așa, da, da, da. Știi, practic, cu scenografia, na, e mai mult pe recuzită, că să fie alea, să, dar aici au fost niște soluții. Un concept. Soluții și un concept care chiar m-a ajutat pe mine ca regizor. Poate că a contat foarte mult background-ul din teatru. Cu siguranță și modul asta, de a fost și ideea de lui Georgi de a mi-o recomanda, pentru că Corina are la activ foarte multe piese de teatru și de operă, pentru că în film, în visul, apar și teatre și piese de teatru și film, că este o premieră de film în film. Și cinematograf. Păi da, asta zic, adică... De toate, se cuprind toate... Da. Foarte multe spații din zona asta de teatru și film. Care a fost cea mai mare provocare în afară de treaba cu penitenciarul la filmul ăsta pentru tine? Și să zic, și ca să-ți mai scapi din asta, să zic și bugetul. Să scoatem și pe asta de pe listă ca provocare. Știi care a fost cea mai mare provocare? Faptul de a realiza un film în pandemie. Pentru că în fiecare zi ne testam. Gândește-te că au fost sute de oameni în anumite zile, că am avut și figurație. În total nu știu câte teste au fost, dar au depășit 2-3 mii. Deci și alea rămas... costă, trebuie să le zicem oamenilor că costă. Au costat, deci era o cheltuială neprevăzută. Da. A fost un departament, măști. Departament, ofițer COVID. Mai. Teste, dezinfectanți, măști, chiar măștile nu se găseau. Așa. Și totuși provocarea... nu s-a infectat nimeni. Da, nu s-a infectat nimeni din fericire, dar în fiecare zi mă gândeam ce se întâmplă dacă se infectează Logigan, care avea în fiecare zi, actorul principal. Deci o oprire, o stagnare de chiar și de 5-6 zile îți dădea peste cap toată producția, pentru că toată lumea are... programul lui, își planifică... Plus aprobări pentru spații. Plus... Da, deci nu. Era un coșmar. Deci în fiecare zi mă rugam la Dumnezeu și ziceam, băi, să nu se infecteze și cineva, știi? Și mă gândesc că și în penitenciar mai erau și toți oamenii de acolo. Păi, bineînțeles, asta o altă chestie, că odată că nu știam dacă filmăm, la un moment dat s-a blocat totul, că era cu COVID, nu știu ce caz și iarăși îngrozitor. Băi, una peste alta, până la urmă, totul a ieșit bine. Deci au tot fost obstacole în calea visului. O, rău. Inclusiv faptul că, ți-am zis, chiar Tudor Mircea, care era operatorul filmului, nu credea că o să începem filmările, deși făcusem probele de cameră. Și, nu visează destul. Da, nu. Dar iată că s-a întâmplat și e interesant că tu, practic, ai filmat în penitenciar, dar este vorba de o comedie. Adică e o chestie așa foarte... contrastantă, aș putea spune. Hai că se mai făcuseră și BD-urile. Se mai făcuseră, da, bine. Dacă mergem nu suntem în chiar urmă. Primii care fac. Dacă mergem în urmă, da. Ce avem noi aici? Și încă o chestie simpatică, pentru că aș vrea să o aduc în discuție. Mm-hmm. A fost un film franțuzesc. Da, știm. Cam pe o chestie similară și care a apărut exact înainte să începem noi filmul. Da, exact. Mulți au spus că e remake după ăla, dar n-avea nicio treabă, nu unul cu altul. Că tu nu-l văzusei înainte. Ai să râzi? L-am văzut. A, l-ai văzut? Da. Păi dacă tu ești gata să intri în filmare. Da. Și vine unul și zice, stai bă că a apărut film. Adică te apuci să scrii o carte și deja s-a scris. Nu, dar în sensul că tu nu-l văzusei înainte să te apuci de film. L-ai văzut cu puțin timp înainte să încep filmările. Da, nu. Adică exact practic nu l-ai atunci, văzut nu. Un an înainte și ai spus, domnule, nu, vreau să o săptămână înainte să încep filmările. Deci n-avea nicio treabă una cu alta. Am cerut neapărat să văd filmul, pentru că și eu eram îngrijorat de faptul că vine și facem ce facem. Facem același film cu faptul că noi... practic câștigasem concursul ăsta în 2019.
Deci, dacă facem o socoteală rapidă, în 2021, deci practic în 2021, la finalul 2021, apărea filmul ăsta și noi câștigasem din 2019 sau 2018, final, nu mai țin minte, trebuie să mă uit. Dar oricum, deci, și povestea fusese adevărată și fusese povestea scenaristului. Pe bune, că asta se poate verifica. Adică el a fost trimis la, la penitenciarul de la Slobozia să facă acest... Bun, una peste alta, e destul de similar subiectul pe care francezii l-au făcut dintr-o altă poveste nordică. Am văzut filmul, mi-am dat seama că este diferit. Are, da bine, asta știi cum e cu poveștile, un băiat iubea o fată și părinții nu voia. Da. Adică, ok, sunt cam, toate sunt pe stilul ăsta, adică, na, ce să-i faci? Sunt nimic nou de la greci în coace, știi? Deci, practic, n-ați furat nimic, n-a fost o remake, absolut deloc. A fost pur și simplu. Și o să zic, nici nu seamănă neapărat filmele, sunt făcute într-o manieră total diferită. Eu zic că avem un final mai bun. A, bun! Bine. Poate și actorii au ajutat. No, și pe ansamblu, dar este altceva. Vreau să te întreb, pentru că știu că tu deții toate drepturile filmelor tatălui tău, deci da, sunt la tine. Da. Le-ai și remasterizat, deci există într-o variantă, cea mai bună variantă a lor, ca să spun așa. Te-ai gândit vreodată să relansezi? Știu că la un moment dat ai relansat unul din ele. Au fost relansate. Ai mai relansat vreunul sau te-ai gândit să faci un sequel la vreunul din ele? Actualizat? Asta cu sequel-urile, știi cum e. Deși cred că Astă seară dansăm în familie este una dintre cele mai bune comedii românești, cel puțin pentru mine, și că are un subiect super original, nu știu ce să faci, să faci o continuare. Cred că am avut discuții pe tema asta. Și chiar la un moment dat încercam să coagulăm așa un grup de lucru care nu s-a concretizat neapărat, dar... E timpul pierdut. Da, nu știi cum să iei. Poate într-un soi de inspirație plecând de acolo... Nu neapărat un sequel direct. Nu neapărat un sequel, da. Nu mai e nici actorii, nici scriitorul, nici Păpăieșu. Da. Dacă tot a zis de sequel-uri, DVD-uri și altele, să știi că noi încă așteptăm DVD-ul cu Milionar de Weekend, ne-ai promis atunci că apare în 3 luni. Au trecut mai mult de 3 ani. Au trecut 18 ani și 11 luni și n-au apărut. Și trebuia să fie și varianta extinsă. Știi că m-au chemat cei de la Pro... nu mai țin minte cum se chema compania care se ocupa cu... Provideo, exact. Da. Și m-au chemat cei de la Pro. Să scoată pe DVD ăsta, pentru că era cel mai piratat film. Era cel mai piratat film și eu zis, bă, nu vrei să... Zic, da, dar vorbiți cu producătorul. Și, din păcate, nu s-a concretizat. Între timp, până am luat eu drepturile pe el... de câțiva ani, am ajuns la concluzia că DVD-ul nu mai este funcțional. Da. Și nici nu știu ce să fac. Am mai discutat cu diversi oameni, doamne, ce să facem? Am filmele alea, aș putea să le pun pe DVD. La Milionar n-am avut niciodată DVD. La Scurt Circuit nici atâta. Da, acum circuit. Măcar Blu-ray, pentru că ăsta e... Păi și Blu-ray. Ideea este câți mai au Blu-ray... Platforme de streaming. Și da, asta e singura. Într-adevăr, o pentru colecționar e frumos. Eu aș cumpăra-o, nu îl primesc gratis la tine. Unul, copiază. Îți dau bani pe el, chiar dacă ne considerăm, extrem prieteni, nu... Nu-l primesc gratis, îți dau bani pe la numai să-l văd. Dar uite, pe voi puteți să faceți pe pagina voastră un soi de comenzi în advance, dacă se strâng, nu știu, un număr la care să renteze, să se facă chestiile astea, sincer, l-aș face. Da. Dar ideea este că, știi, taică-meu a spart banii, ca să zicem așa, pe tot suiul de proiecte. Deci el avea revista Harababura, avea festivalul Hyperion, pe care în mare el finanța.
Mai avea asociația umoristică pe cală, Avi Sai Company, nu știu câte chestii de-astea perdante în care se duceau toți banii, înțelegi? Și eu n-am vrut să-l moștenez și la chestia asta, adică... Hai și tu, niște copii, trebuie să crească și... Îi ziceam de atunci, tata, da, e foarte drăguț, era... dar... Deci sunt bani aruncați pe geam. Nu zic că dacă ar exista o cerere sau ceva, da, îți dai seama, l-aș face cu dragă inimă, okay. Că și eu mă gândeam, păi, am trăit cu frustrarea că nu s-a făcut niciodată dividirea, dar între timp... Nu știu, poate facem un buclet cu toate astea ale tale, cele trei, da? Tot unul, ai văzut că ai un buclet, deci un ăsta pentru el. Da. Nu, un buclet în sensul că o ediție de colecție să cuprindă cele trei filme, da, într-o ediție limitată, nu știu, 100 de bucăți sau... 150 de bani, am putea să... Nu, ar putea să... Da, da, sincer, și pentru mine e o frustrare asta, dar problema este că... Gândește-te că e urzica ta sau da, da, se exact, întoarce, sau măcar... Da, da. Ideea este câți oameni mai au DVD? Hai pe bun, mai câți sunt, oameni mai sunt, mai sunt colecționari. Uite, am să fac un... Fă un research. Fac un research, un dar sondaj. Să știi că i-am spus de multe ori și lui Cristi, pe Amazon se găsesc foarte multe filme românești pe Blu-ray, care la noi nu au apărut, filme românești vechi, remasterizate de americani și scoase pe Blu-ray. Inclusiv animația cu Fiul Stelelor sau ceva de genul, adică sunt niște rarități. Mi se anunț când găsești Racheta Albă, că pe la da, da, Racheta Albă, aia zic, pământ prete stele, copilărie, visă, da, tararararararara. L-am făcut să cânte, ți-ai adus aminte ceva din vremea aia, da, frumos. Revenim, am înțeles că pescuiești. Da, pescuiesc. Și ți-a adus chiar niște aventuri această pescuială. Această pasiune, cum e cai la băiatul ăla la tine cu pescuit. Da, pentru că e o aventură filmică, e ca un scenariu de film ce ți s-a întâmplat. Păi, cred că va fi un... un amuzant acum, film. Dar tragic la respectivul moment. Da, pentru că fix cu un an în urmă eram sub control judiciar în Turcia. Pe o barcă. Bine, fusesem pe o barcă. Inițial n-au vrut să vă lasă coborâți de pe barcă, da, că am citit eu știrea la da, putere. Da. Dar eram pe pământ acum fix un an. Două luni cât ai stat? Da, două luni. Fără o zi. Wow. Două luni fără o zi. Din păcate a fost un eveniment tragic pentru noi, pentru că am plecat 7 la pescuit și am rămas 6. Prietenul nostru Sorin Ovidiu Puia, medic ginecolog la spitalul Banait Sârbu Giulești, de care spuneam că eram atașat, a decedat pe barcă, pe goeleta cu care eram, plecați în larg, adică eram pe apă. Și din cauza unui infart, dar de care nu știam nici noi exact ce fusese propriu zis. Și plecând de la incidentul ăsta, mă rog, au vuit presa aiurea, deci foarte mulți... Cancanurile din România. Da, niște cancanuri gratuite și, ce să zic, niște oameni dornici să de senzațional. Senzațional și de acolo de unde nu e... Convins de faptul că da, din piatră seacă, necontând faptul că terfelesc memoria unui om sau a unor oameni și cu oamenii dar au și asta este lor și da, așa. Asta înseamnă o chestie de oameni care nu empatizează deloc, ci doar caută niște câștiguri imediate, materiale din rating. Da. Ideea este că noi ne-am pierdut acolo un prieten care v-am zis până la urmă din autopsia care a ieșit după două luni de la prin presiuni și aici am avut ajutor foarte mare de la Consulatul României la Izmir, cel de la Istanbul și Ambasada României, cărora le mulțumesc și acum că și datorită lor suntem acasă. Apoi pe pământ românesc și am reușit să serbesc și 1 decembrie anul trecut acasă. În țară, acasă. Da, pentru că domnul Tinca Ștefan
ambasadorul sau doamna Miara Ștefan, consulul României la Izmir, respectiv ambasadorul, că de cu dânsul începusem, au ținut contact cu noi și vorbeam săptămânal. Și cu siguranță este și datorită lor reușita noastră de a ne întoarce totuși într-un timp relativ scurt, după cum spuneau și ei și alții. Deci, practic, voi ați fost izolați acolo de organele de anchetă care trebuiau să vadă ce s-a întâmplat. Era o moarte suspectă, totuși. Da. Mă, totuși, a fost o moarte suspectă pentru ei și din ce am înțeles și am vorbit și cu procurori de la noi, oarecum ar fi fost mai dură treaba la noi, deși noi ne gândeam că fiind Uniunea Europeană, am înțeles că am fi intrat direct în penitenciar până cât se elucidea chestia, nu 30 de zile, că s-ar fi rezolvat mult mai repede, adică până într-o săptămână, dar că prima chestie ar fi fost un soi de arest preventiv. Deci ne-a trecut glonțul pe lângă ce se întâmplă, ca să zic așa. Aș fi zis în contextul visului un arest premonitiv. Da, că... îți dai seama, dar cum se întâmpla, că eu tocmai filmasem cu un an înainte în penitenciar și ajungeam în penitenciar. Măcar știai, băieții știai. Era... Deci când povestești, mi se pare că parcă ar fi un roman de Agatha Christie. Adică da. Deci acolo cine a făcut-o și până la urmă... Da, a fost ceva natural. Da. A fost ceva natural, dar... Da, până afli e greu. Până afli, da. Da, e o poveste, probabil că poate veni film la un moment dat. Da, adică cu siguranță, chiar mă gândesc la asta, pentru că atât evenimentul în sine, cât și ce a urmat după aia, 2 luni, 6 bărbați la un loc hălăduind prin Turcia, în căutarea de cazare și să nu fim suspectați de altele. Da. Am și inventat o poveste pe care să o vindem oarecum turcilor de la care urma să închiriem, pentru că a trebuit să închiriem mai multe case și să ne mutăm de într-un loc într-altul. Într-un fel am început să căutăm căldura și ne-am dus, am coborât cât mai înspre sud, că venea vremea rece și toate locuințele pe care le găseam de închiriat erau preponderent de vară, fără încălzire, și atunci am început să căutăm căldura și să ne ducem înspre sud, știi? Și povestea pe care am făcut-o și care era pe jumătate adevărată e că suntem o echipă de filmare în documentarea unui viitor scenariu. A, bun. Deci, eu eram regizorul, pe Marcel Moisa l-am făcut producătorul. A, și el era acolo. Da. Un alt prieten, Călin, era scenaristul, pentru că el fusese și ziarist. Și găsisem cât un rol pentru fiecare. Unul era scenograful, că lucra în construcții, așa. Altul era contabilul, că era director. Nu știu ce chestii. Dar voi v-ați gândit serios la toate lucrurile astea? Adică... Dar nu, le-am și explicat și am și jucat rolul respectiv, pentru că era dificil. Ce îi spuneai tu omului de la care urma să închiriezi o casă? În primul rând că nu știai pe cât timp urmează să o închiriezi, că nu știai când se va soluționa. Poate că o să stăm o săptămână, poate că două, poate că o lună, poate că două. Adică m-am bazat și pe jumătate faptul că era adevărat. Eu chiar am documentat povestea și îmi scriam și mi-am înregistrat și mi-am luat toate notițele astea. Să nu uiți. Ca să nu le uit. Pentru că revin la ideea asta. Ce îi spui turcului? Că tu vrei să închiriezi o casă. Ok. Pe ce perioadă? Nu știu. Păi deocamdată o săptămână. Dar dacă găsim locurile de filmare bune și poate că ne ducem la 2 sau la 3, nu știm exact cât. Noi suntem o echipă de filmare în documentarea unui viitor proiect. Și... Smart. Păi nu, da. Și chiar asta și era într-un final. Da. Că nu erau toți cineaști. Dar va deveni. Fiecare a avut contribuția lui până la urmă. Nu, chiar și altfel, altfel nu puteai, și nu puteai, ce să, altfel îi vindeai povestea, știți, avem control judiciar în Turcia, suntem suspecți de omul cam deosebit de grav. Am vrea și noi, dacă puteți să stăm și noi la dumneavoastră. Sigur, dragul și închisă. Cum ar bine, poate putea sta și gratis, dacă povesteați asta. Sorin, cu care vorbisem chiar cu o zi înainte, mă tot bătea la cap și zicea,
Zaizescule, trebuie să faci un film despre excursiile noastre. Omul Grasea era foarte simpatic, un tip extraordinar, colecționar de scoici, cea mai mare colecție de scoici din România, pe care scrisese și tocmai lansase o carte. Și scrisese în carte, povestise diverse peripeții pe care le-am avut chiar și împreună, unele dintre ele, că am călătorit cu ei de mai multe ori în Turcia, adică noi ne duceam acolo în mod frecvent, dar și în insulele Feroe sau în Delta, și au mai fost mai multe zone. Omul era un mega aventurier și văzuse 3/4 din planetă. Un tip deosebit de inteligent, cu o cultură extrem de sofisticată și de bogată. El avea 75 de ani. Noi îl consideram taica, daddy, se zicea, pentru că era cel mai în vârstă dintre noi, din grup. Și avea respectul nostru al tuturor. Deci eram tot. Și o să filmați tot acolo? Cu siguranță ar trebui filmat acolo, pentru că alea sunt locurile. E o regiune extraordinară din Turcia, în zona asta a Ivalâcului, unde este o rezervație naturală. E plin de insule și se poate naviga între ele. Noi, cam asta era ce făceam noi, închiriam o goeletă de asta cu echipaj turcesc. Vorbim de bani puțini, adică nu cum se gândește lumea pe iaht, excentricități la 1000 de euro, nu, era chiar mai de avarie și de decență. Mai român, ca filmul românesc, așa. Da, 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 bineînțeles. Și, o goeletă minimalistă. Grupul nostru avea ca scop principal pescuitul. Dar și vorba bună și distracția, mai un șpriț, o glumă, e și cald acum. Noi avem o mică surpriză pentru tine. Așa. Sperăm să-ți placă și să-ți folosească în același timp. Păi stai așa, am după aceea o să pare regizată. Să vă dau și eu. Mulțumim. Mulțumim. Uite, avem și niște... Și uite, și pentru tine exact ce trebuie. Și ceva dulce. Tu nu bei, urmă. Dacă stăm așa de Moș Nicolae, mulțumim, și ne deschidem... Mulțumim. Cadourile. Oh, ia să vedem. Ace de pescuit. Nu ne, noi nu ne pricepem. Sper să-ți folosească. Așa. Sper. Pune și asta acolo, că n-a dat Lidl bani. Ia. Yeah. Să vedem. Mi-ați luat astea pe crap, eu sunt pe răpit. A, uite, sunt și de răpitor, gata. A, bun, chiar alea nu știam dacă astea să le rompe, că mi se păreau foarte mari. Eu sunt pe răpitor, nu prea sunt pe crap, dar uite, să știi că astea nu știi când ajunge. Chiar s-ar putea să folosească, na, chiar da. Da. Alea și sunt în niște momente, nu sunt machete de pești. Da. Sper să-ți folosească, dacă nu ție sau prietenilor. Da, 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 nu, chiar... N-am știut ce cadou să-ți luăm. Noi ne-am consultat cu Georgiana și ne-a zis că niciodată nu-s destule. Așa că... Sperăm să te ajute pescuitul ca să pescuiești cât mai mulți spectatori pentru visul. Aia ar fi cea mai important, un lucru foarte drăguț, pentru că am făcut filmul ăsta pentru oameni, pentru public, de altfel și cealaltă filme ale mele, tot pentru public le-am făcut, dar acum... am pus mai multă pasiune în a-i prinde și de a-i aduce în cinema. S-a și eu sper că nu vor zice că la Naie, că la Fir, dar la Bari. Nu, pentru că chiar cred că o să le placă. Sper, adică... Noi garantăm pentru asta, pentru că ne-a plăcut. De-abia aștept să mai văd o dată. Ne-am amuzat la TIF și exact ca și în, cum am spus eu acolo, ca și în comediile tatălui tău, ai foarte multe fraze care vor deveni celebre. La revedere, Litoral e una dintre ele. Da. Are potențial. Are potențial, da. No, iar faptul că am lucrat cu niște actori deosebit de talentați și uite, mă gândesc că n-am vorbit nimic, din păcate, despre... Nu, în primul rând de Logigan, voiam să zic, pentru că pentru mine a fost o întâlnire fantastică. Este un actor deosebit de talentat și mi se pare că este extrem de potrivit pentru rolul ăsta, care trebuie să vină comedia dintr-un anumit tragism. Iar el conține acel tragism așa intrinsec în el, din fizic, din stare, din felul lui de a fi, conține acest dramatism.
care începe să devină comic. Georgi, pentru că nu prea vorbesc de da. Georgiana, de soția mea, tocmai pentru că e soția mea și atunci nu prea apuc să o laud, dar este un actor foarte talentat și la fel ca și mulți alții neîndeajuns de exploatați în film și cred că are un foarte mare potențial. I-a reușit un rol de scorpie, am vrut să o pun într-un soi de contraamploa pentru că ea este cu totul și cu totul diferit, dar tocmai mizând pe faptul că actorii au nevoie să creeze personaje, ei sunt avizi după acest contraamploa, exact, să-i scoți din zona de confort și să intre într-un personaj cu care nu relaționează în mod direct zi de zi și atunci, da... George Ivașcu, mai lucrasem cu el și l-am scurt circuit și a fost profesorul Georgianei și de atunci zicea el, și ce, rasă, ce, nu o să mă mai ia să aizez cu niciun film dacă... Da. Și uite că l-am luat. Și avem o relație foarte bună și este extraordinar. Iarăși, super talentat. Magda Catone, noastră. Și de care mă bucur că, uite, am văzut-o acum într-un musical și am început oamenii să vadă ce potențial are. Da. Este extraordinară și parcă înflorește pe zi ce trece. Și cu cât înaintează în vârstă, parcă este și mai înfloritoare. Silviu Mircescu, un băiat, o bomboană de băiat. Și uite, când am vorbit, bun, băiat deștept. Dar eu nu știu, eu vă mai țin, dar nu știu, avem timp de încă, vorbit? Încă 5 minute cred că mai avem, după aia trebuie să mai tăiem. Ok, pentru că, uite, n-am ca apucat să vorbesc deloc de ei și chiar îmi pare rău pentru că aș fi vrut să vorbesc. Cu Silviu, de exemplu, a fost, eram destul de reticent când căutam un băiat rău așa și mă gândeam, zic, stai mă, că ăsta e cu fițe, cu chestii, stai că uite, e cu velea, cu nu știu ce, da, oleo, ce mai dau de încă unul. Și am avut noroc prin Vlad Logican, care a fost profesor și mi-a zis, păi stai mă puțin, Silviu, super băiat, gata, hai să-l chemăm. Băi, și din momentul în care l-am văzut și a fost o chimie așa perfectă și este un tip săritor și mega talentat și muncitor și sunt îndrăgostit și de el. Deci, super băiat. Și un alt personaj la care tot nu aveam așteptările respective a fost Adin Artea, care îl vedeam așa puțin vedetut, arogant, este iarăși un super băiat, la fel, super muncitor, super... Gloria Găitan. Gloria Găitan, discutam cu Marius Manole, știi, și ziceam, bă, uite, avem nevoie de Oxina, așa, cine să fie? Și zice, păi cum, mă, Gloria? Aoleu, ce, care e Gloria? Găitan, aoleu, da, deci pur și simplu nu m-am gândit, ne-a trimis la ea, la fel, ne-am întâlnit. Mi-a plăcut foarte mult de ea în film. Da. Foarte bine, mi-a plăcut de toți. Dar am așa câțiva favoriți, iar ea este printre favoriți. Începusei să Nosfe. Vorbești de Nosfe, exact, și te-am întrerupt pentru că voiam să vorbesc de Vlad. Nosfe s-a dus când eram eu în Turcia, apropo de ce discutam mai devreme, și mi-a părut foarte rău, pentru că și el era un tip, în ciuda imaginii așa de băiat dur, hip-hop, nu știu ce, era un tip foarte sufletist și foarte sensibil și iarăși, deși și el neprofesionist, la fel ca și Serghei, extraordinar de punctual, de corect, de fără să zică absolut nimic, că e frig, că e foame, că s-a întâmplat, nu a comentat absolut, dar absolut nimic. Pare așa de rău că nu mai e cu noi. Dar iată că ne rămâne filmul. Dar ne rămâne filmul, tocmai. Și unde este foarte bun și el. Da.
foarte da, bun. Adică da, adică face un rol, pentru că sunt foarte mulți care l-au văzut și nu și-au dat seama că el este neprofesionist. Păi nu e nicio diferență. Da. Nu, este, da, nu poți să scoți din gașca aia deloc. Da, e de da, acolo. Deci a făcut un super personaj și cu ticul ăla pe care i-l-am dat. Uh-huh. Și apropo de ticul ăla, știi că aveam în cap, nu știu unde îmi venise mie, că trebuie să fie ăsta, știi, să aibă tot timpul, n-are stare. El tot timpul fiecare bate, are câte ceva da, acolo. Da, și după ce îl zic, îl dau și îmi zice, știi că am avut ticul ăsta. Da, mi-a spus, el zice, când eram mai puștan, aveam chestia asta și nu puteam, trebuia să fac ceva tot timpul cu mâna, prin păr, prin asta, zic, extraordinar, ce coincidență, știi? Da, și da, la da, fel, da, povestea din film, cum că părinții lui sunt plecați la muncă în Italia și că a fost crescut de bunica, se pare că și asta era tot povestea lui. Fantastic, coincidență, adică, coincidență da. Divină. Da, cu adevărat. Ceilalți, Mircea Drâmboreanu, am lucrat cu el la toate filmele, a avut câte un rol micuț aici, deja e concret așa și leul din film. Sunt foarte mulți care au rămas așa cu rolul lui, deci e super simpatic și el bine, și mai sunt și alte talentat. Surprize, mai alți actori, mai Gabi Spahiu, de exemplu, Gabi pe care mă bucurea să-l văd. Da, da. Exact. Într-o anumită scenă. Foarte mișto secvența. E un duplex între el și Mizil, hai să spunem, nu spunem mai mult, dar e un duplex extraordinar, verbal. Un schimb de replici care va rămâne tot așa în memoria cinefililor, da. Da. Iarăși, Nae Alexandru, care are rolul gardianului din film... Ca de obicei, ai o pleiadă întreagă, nu prea mai avem timp, din păcate, dar... E vina ta că ai folosit prea mult. Ai folosit prea mult. Da, dar de fiecare dată sunt așa sub semnul ăsta, băi, am uitat să vorbesc de cineva, știi? Și acum mi-am adus aminte că nu am vorbit absolut nimic de Tudor Chivulescu, care este monterul filmului, și mi-ar fi plăcut să spun, pentru că este foarte important. Montajul este a doua regie a filmului. Și lumea nu prea menționează montorii filmului care sunt foarte importanți, pentru că eu mi-am petrecut cu el aproape un an de zile, zi de zi, lucrând la montajul filmului ăsta, pe lângă sunet, într-adevăr că și la sunet a fost foarte mult de lucru, dar și la montaj, pentru că se lucrează la fotogramă și câteodată îți dai seama că ai nevoie de o fotogramă mai puțin la un cadru, nu știu dacă realizezi ce zic, dar pentru ritmul filmului câteodată și o fotogramă contează și trebuie să o scoți de acolo. Cam asta a fost ediția noastră de podcast din această vineri. Mm-hmm. 15? Da, vineri 15, deci weekendul ăsta filmul tău intră în cinematografe. Îi urăm mult succes, mulți spectatori și să ne vedem cu bine la următoarele proiecte, dar nu peste 18 ani, mai rapid. Doamne ajută, 19 ani. Uite, următorul proiect este cu Iuliu Maniu. Din păcate nu prea se aruncă nimeni așa să vrea să susțină un film istoric românesc, deși cred că este unul dintre personajele celebre din politica românească, despre care nu prea se știe mai nimic, deși a fost unul dintre eroii noștri, ai nației românilor. Și dacă există România în forma actuală, în sensul de România unită, îi se datorează în mare parte lui. Avem nevoie de eroi, avem nevoie de niște modele pentru tinerii care vin și văd filme în cinema, iar eu încerc să le fac cât mai comercial posibil, în ideea de a fi niște produse ingurgitabile. Digerabile, da. Digerabile. Uh-huh. Și mi-ar plăcea să văd că sunt... și oameni care se gândesc la un viitor al nației astea într-un fel sau altul, aducând în față niște modele de urmat. Are un titlu filmul ăsta? Ultima zi de libertate se cheamă. Bun. Acum. O să ne uităm după este el. Este povestea lui Iuliu Maniu, care de unde a ajuns să participe la Unirea Principatelor Române ca parlamentar în Parlamentul Austro-Ungar. Uh-huh. De la Budapesta. Ajunge să fie azvălit în închisoare de regimul comunist și chiar omorât într-un final. Și cam asta e ce facem noi cu eroii. Baftă cu filmul, baftă și cu Iuliu Maniu și cu visul. Așteptăm vești bune oricum din toate părțile în ceea ce te privește și credem că o să fie. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Vreau să vă zic că este primul podcast la care am participat.
Îți mulțumim noi, este o onoare. Da, deci este debutul meu în podcast. Iată. Bun, te-am debutat după 19 ani. Te-am debutat. Doamnelor și domnilor, a se consemna. Cristi Dumitrescu și Emanuel Lăzărescu împreună cu Cătălin Saizescu la debut. Exact, da, este debutul meu în podcast. N-am mai fost invitat. Doamne ajută. Baftă, la... să fie bine de acum înainte, să mergi la cât mai multe dacă vrei. Mi se pare simpatic și mai ales când ai de-a face cu prieteni și care vor să afle lucruri noi și dacă eu pot să... Te satisfac această curiozitate, sigur o fac. Împărtășesc, o fac cu mare drag. Vă mulțumim, căutați-ne pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, peste tot. Mulțumim, Cătălin. Platformele. Vă mulțumesc și eu. Ne vedem săptămâna viitoare și nu în ultimul rând invitat. Să vedeți numai filme bune. Adică așa visul. Să fie. Merge să vedeți visul. E bine. Aveam acest aparat video cu Jean-Claude Van Damme, cu Bruce Lee, cu Jackie Chan. Am mai crescut adolescent, am uitat puțin de zona asta, până în clasa 12, când profa de franceză a vrut să facă un film și ne-a întrebat dacă vrem să facem parte din distribuția filmului și am întrebat-o, deci eu dacă vin la film am ocazia să mă pup cu fetele? Și a zis, da, normal. Și mi-a creat un personaj care se pupa cu două fete și își lua palme de la una, cam viață. Mi-a plăcut în momentul în care s-a proiectat în amfiteatru liceului filmul și am zis eu vreau să fac chestia asta. Tata fiind polițist, a fost o mare discuție în clasa 12-a. Ori politehnică, ori academie, alegi. Eu am zis nu, vreau să fiu actor, să fac seriale, să fac filme, să pup. Mi-a zis bine, dacă nu intri din prima la un ATC, te duci în a doua zi și depui dosarul la academie. N-am nimic cu meseria asta, dar să... Nu. Presiunea a fost atât de mare încât am intrat din prima.